o ascultăm pe Maia Sandu, vorbește în direct acum. Tuturor celor care ați ieșit la vot. Drag moldovean, dragă moldoveancă, fie că ați votat la Soroca, la Chișinău, la Ștefan Bodă, la Milano, la Dublin, fie că ați votat la primele ore ale dimineții sau seara târziu, fie că ați votat la nord sau la sud, voi ați decis că Moldova trebuie să meargă spre pace, spre bunăstare. Determinant a fost fiecare vot. Și din țară și din toate colțurile lumii, toate voturile au fost la fel de importante. Ieri și azi s-a demonstrat că sintagma fiecare vot contează, nu sunt vorbe goale. Le sunt recunoscătoare tuturor cetățenilor care au mers la vot și au spus liber ce își doresc pentru Moldova. Peste 1.560.000 de oameni au mers la secțiile de votare. Diaspora a arătat că rămâne conectată la țară, indiferent la câte mii de kilometri distanță și-a făcut noua casă. Peste 240.000 de concetățeni au votat în afara țării și nu au lăsat soarta tuturor pe mâna celor care o vând. Datorită vouă, Moldova din nou și-a salvat democrația și cursul spre progres. Suntem un tot întreg, suntem o familie. Datorită vouă, dragi moldoveni, am câștigat prima bătălie dintr-o luptă grea de care atârnă soarta țării noastre. Noi am luptat corect și am câștigat corect într-o luptă nedreaptă. Pe de altă parte, ce s-a întâmplat ieri, dar și în ultimii 2 ani, este un atentat asupra democrației și libertății poporului nostru. Un atentat asupra aspirației poporului nostru de a fi parte a familiei europene a păcii. Dușmanii poporului nostru își doresc o Moldovă divizată, speriată, își doresc ca moldovenii să se îndoiască de puterea și unitatea lor. Bandiții, care vor cu orice preț să revină la putere, au vrut să folosească democrația ca pe o slăbiciune. Dar moldovenii s-au unit și au rămas drepți. Ținta lor de a cumpăra 300.000 de voturi, documentare de către instituțiile statului, a 150.000 de oameni plătiți pentru vot, arată că trebuie să privim cu atenție unde s-a greșit și să învățăm din acest atac mizerabil asupra suveranității noastre. Din păcate, sistemul de justiție nu a reușit să facă suficient pentru a combate furtul și coruperea voturilor. Și aici va trebui să tragem linia, să corectăm unde am greșit și să învățăm lecția. Am înțeles mesajul dumneavoastră, știm că trebuie să facem mai mult pentru a combate corupția. Acum însă, unicul mod în care ne putem apăra democrația este votul. Acesta este apelul meu către toți cetățenii. Doar prin vot putem preveni un dezastru. Vă sunt recunoscătoare tuturor pentru că ieri v-ați spus cuvântul și ne-ați arătat calea pe care o vreți pentru Moldova. Pentru ca toate aceste eforturi să nu fie zadarnice, pentru a nu pierde ce avem, avem datoria să asigurăm o mobilizare generală la vot. Mai avem o bătălie de dat. Mă adresez tuturor celor care au votat da la referendum. Ca acest vot să conteze, trebuie să învingem în fața acestui atac masiv la adresa cursului nostru european. Mă adresez cetățenilor care au votat pentru Octavian Țicu, Andrei Năstase, Tudor Ulianovski, Ion Chicu. Respect
votul dumneavoastră și vă mulțumesc că l-ați exprimat. Aceasta înseamnă democrație. Și avem împreună același obiectiv. Cu toții trăim în Moldova și avem responsabilitatea să păstrăm ce avem. Viziunea noastră europeană trebuie să devină un scut împotriva agresiunii. Diferențele dintre politicieni să le lăsăm pentru după alegeri. Să ne rezolvăm nemulțumirile și reproșurile când știm că democrația și cursul european nu mai sunt în pericol. Mă adresez celor care l-ați votat pe Renato Usatu. Știu că avem diferențe de opinii, dar totodată știu că și voi, ca și mine, nu vreți revenirea bandiților la putere. Bandiți care vin pentru a pune mâna pe tot, aș face propriul regat în țara noastră și a se răzbuna pe oricine le stă în cale. Puterea este, în adevăr, în mod evident. Și adevărul este că și eu și voi...